1 decembrie. Este ziua tuturor românilor. Vă propun să o sărbătorim cu o scurtă lecție de istorie, în care voi trece în revistă principalele evenimente ce au culminat cu înfăptuirea la 1918 a României Mari. Un prim eveniment îl reprezintă formarea statelor medievale românești în secolul XIV. Astfel, Basarab I a întemeiat statul medieval Țara Românească, iar Bogdan a întemeiat statul medieval Moldova. De asemenea, tot în Evul Mediu are loc unirea politică a țării românești, Transilvaniei și Moldovei, înfăptuită la 1600 de Mihai Viteazul. Un eveniment important din istoria noastră națională îl reprezintă Mica Unire, idee exprimată încă din timpul Revoluției de la 1848 și înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, prin dubla sa alegere ca domnitor al celor două principate. La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales domnitor al Moldovei, iar la 24 ianuarie, același Alexandru Ioan Cuza este ales ca domnitor al țării românești. Se continuă procesul de modernizare prin aducerea în România a lui Carol I, care devine primul rege al României. Cele mai importante realizări ale acestuia sunt obținerea independenței. La 9 mai 1877, aceasta a fost proclamată în Parlamentul României și votată în unanimitate. Obținerea Dobrogei, obținerea Cadrilaterului. În perioada 1914-1918, România a participat la Primul Război Mondial. După 2 ani de neutralitate, între 1916-1918, alături de Antanta, alianță care a câștigat războiul. La cârma României s-au aflat regele Ferdinand și soția sa, Regina Maria. Anul 1918 este anul Marii Uniri. Primul teritoriu care s-a unit cu România a fost Basarabia, unde la Chișinău, pe data de 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat în unanimitate unirea eternă a acesteia cu România. Apoi, la 15 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei votează la Cernăuți, în sala sinodală a Palatului Mitropolitan, unirea Bucovinei cu România. Iar apoi, după îndelungi pregătiri, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, în prezența a 100.000 de participanți, este citită și votată în unanimitate rezoluția de unire a Transilvaniei cu România. Astfel s-a înfăptuit România Mare. Astfel a luat naștere România modernă, democratică, de care ne bucurăm și noi astăzi. La mulți ani, dragi români!